Okelo. și bine ați venit la un nou video tutorial. Eu sunt Geno și astăzi o să vedem uh, puțin care sunt toate casele, toate containerele pe care noi putem să le avem în acest joc, deoarece de multe ori în stash suntem destul de limitați cu spațiul. Uh, și ca să rezolvăm această problemă de spațiu o să avem nevoie de diferite containere. Deci o să vedem acum care sunt containerele, fiecare la ce se folosește, să puteți vă da seama care vă sunt cele mai utile în cazul în care nu aveți foarte mulți bani în ca să le puteți lua pe toate. Uh, puteți să vă dați seama puțin de aici care sunt cele mai bune pentru voi în acel moment. Începe cu primul, am o case, după cum spune și numele, am o case este un case în care noi putem să punem gloanțele. Nu putem să băgăm în el nimic altceva, după cum puteți vedea, singurele lucruri pe care putem să le băgăm sunt gloanțele. După aceea avem document case. Document case este un case în care noi putem să băgăm cheile noastre sau keycard cardurile. vedeți aici document case document case avem keycard-uri de diferite uh, de diferite feluri uh, putem să băgăm în el și key putem să băgăm și intelligence folder uh, mai sunt și alte chestii gen SSD sau nebunii de genul ăsta pe care putem să le mai băgăm dacă le lutăm în write dar în mod normal sunt folosite pentru uh, keycard-uri și pentru chei. Mergem mai departe, avem doctag-uri, doctag case-uri, unde putem să băgăm doctag-urile playerilor pe care i-am omorât într-un raid. Dacă extragem, i-am luat doctag-ul, putem să le storăm pe toate în acest doctag case. Foarte bun, deoarece eu în momentul de față nu-l am, dar folosește un spațiu de 1 pe 1 deci o singură pătrățică îți ocupă și vedeți că spațiul pe care ți-l oferă la dispoziție este destul de mare. Empty Wallet nu are o întrebuințare mai mult o emoție în momentul în care îl găsești undeva într un market drum sau pe vreun scav, pentru că în interiorul lui poate să fie cam orice uh, keycard sau bani. Este un 2 pe, pe 2 deci nu are o are foarte mare. Nu este prea folosit. Grenade case, după cum îi spune numele, grenazi. Nu poți să bagi altceva în acest case decât diferite tipuri de, de grenazi. După aceea avem item case. Item case este un case uh, generic. Deci este un case în care practic putem să bagăm aproape orice. Sunt doar câteva alte case care nu pot fi introduse în acest case, dar în rest, arme, armuri, clănțe, diferite obiecte pe care le luptăm sau așa mai departe, în acest item case poți să, să le bagi liniștit. Chitul este din nou un container pentru chei, după cum puteți vedea se țin cheile în el, diferența este, că mărimea este la fel ca do case-ul, diferența este că în kitul nu poți să pui keycard nu poți să pui uh, intelligence sau alte nebunii, deci kitul este strict doar pentru, pentru chei. Lucky Scav Jump Box este probabil una dintre cele mai utile chestii și una dintre primele containere pe care ar trebui să le luați în joc, deoarece îți permite ca toate nebuniile astea care, de care ai nevoie, atât pentru a-ți dezvolta hideout-ul, cât și pentru diferite quest pe care o să le ai în timp, poți să le storezi aici înăuntru, vedeți că îi un 4x4, îți ocupă ca spațiu și îți oferă uh, foarte, foarte mult spațiu. 196 mai exact, deci îți ocupă 16 pătrățele, dar îți oferă 196, deci foarte, foarte, foarte util, mai ales la început de, de joc. Avem magazine case. După cum puteți vedea aici la mine, este vorba de un case în care noi putem să ținem toate încărcătoarele noastre pentru diferite arme, doar încărcătoare în aceste case-uri, cu glanțe, dacă e să iau glanțe așa, nu mă lasă să le pun, dar dacă vreau să storez și glanțe, pot să le bag în încărcătoare și încărcătoarele full pot să le bag aici. Dar doar încărcătoare în în aceste case uri Avem med case. După cum puteți vedea, pentru partea de medsuri Aici pot să storez tot ceea ce ține de medsuri. Nu pot să bag altceva dacă nu este vorba de medsuri, dar dacă este vorba de partea de medicamente și uh, health, cure și mai departe, pot să le storez în aceste containere. Avem după aceea money case, după cum spune numele, doar bani. Dolari, euro și ruble în aceste containere. Acest container, termobagul, este pentru food and drink. Tot ceea ce ține de food and drink, vedeți aici, se poate ține în aceste containere. Avem pistol case-ul. Vedeți aici pistoale. Ceea ce este interesant la acest pistol case, eu de multe ori, dacă îl găsesc, la un preț foarte, foarte bun la început de wipe, îl folosesc pentru a stura gloanțe, după cum puteți vedea în pistol case se pot ține și gloanțe. Deci îl folosesc mai mult ca un storage pentru gloanțe la început de joc, până când am posibilitatea să îmi cumpăr uh, primele ammo case-uri pentru că na, la început de joc când găsești glanțe bune le ții mereu ca să le poți folosi Deci o să ajungi să se ocupe o mare parte din staj doar de glanțe Și atunci dacă am posibilitatea măcar la un pistol case îl folosesc pentru a ține glanțele Cele două ticuri, tic item case ca primă chestie este un case general, după cum puteți vedea, putem să băgăm alte containere în, în, acest container, putem să băgăm armuri, arme, tot felul de nebunii. Sunt câteva obiecte care nu pot fi băgate în, în aceste containere, dar sunt foarte, foarte puține. Deci aproape orice putem să băgăm, să băgăm în aceste containere și după cum puteți vedea este un 3x5 și ne oferă un spațiu foarte, foarte, mare. Uh, Tick Weapon Case este un case pentru arme. Deci, în acest uh, case, noi putem să băgăm arme, uh, attachment-uri de arme, tot ceea ce ține de arme le putem băga aici, înăuntru. Și mai avem și Weapon Case, care este același lucru ca și TIC Weapon Case-ul, deci putem să băgăm exact aceleași lucruri, doar după cum puteți să vedeți, este o mare diferență la spațiu pe care ne-l oferă, dar și la preț. Adică aici vorbim de 9 milioane, iar aici vorbim de 16 milioane. Aceste containere le puteți cumpăra de pe Flea Market, după cum ați putut vedea. Le puteți cumpăra de la vendori, Puteți face trade-uri pentru ele, de multe ori trade sunt mult mai avantajoase pentru uh, aceste case -uri. de exemplu tick, weapon key, uh, tick Item Case, vorbim de aproape 30 de milioane, 28-30 de milioane. Uh, dacă tu joci, de exemplu, Shoreline sau Interchange, unde ai șanse destul de bune să găsești Ledex-uri și mori. În cazul meu, am găsit un LEDEX jucând shoreline, l-am băgat în container, am continuat să joc, la un moment dat un player m-a omorât, uh, am rămas cu LEDEX-ul, dar nu prea mai am ce să fac cu el, adică LEDEX-ul valorează 1.200.000, 1300 în momentul de față pe Flea, dacă eu nu pot să-l vând pentru că nu mai este fain din raid, dacă e să-l vând la Therapist, îmi dă 300 de mii de ruble pe el, ceea ce nu este foarte convenabil. Îl țin deoparte în momentul în care la un anumit punct al jocului o să am mai multe ledex-uri, poate că ajung să am undeva la 10 uh, la fel, care nu sunt fain din raid pentru că le găsesc și poate mor cu ele în container. Îmi cumpăr tot restul de chestii de care am nevoie, dacă e să am nevoie de, de spațiu în, în stash, Probabil cheltui pe tot restul să zic 5-10 milioane Dar este o diferență între a da 30 de milioane pe acest uh, Tic item case și a cheltui uh, În loc de 30 de milioane 5 sau 10 milioane Pentru ceea ce mai lipsește aici Pentru că oricum eu cu aceste obiecte Nefiind find and raid nu pot să fac foarte multe chestii La fel și cu Doctag-urile Dacă folosiți un dock tag case Și adunați dock tag urile Puteți să le schimbați pe uh, Un la chiscaf jumpbox sau pe un uh, item case. Deci, vedeți și aici, trade-uri. Deci, sunt unele trenuri care chiar sunt uh, convenabile. Uh, la fel, sunt multe case pe care voi o să le primiți din questuri. O să primiți la un moment dat un med case din, uh, din questuri, o să primiți mai multe emo case-uri din questuri o să primiți, dacă nu greșesc, uh, O să primiți la fel din questuri uri uh, dock case -uri. O să primiți din questuri un tick item case. O să primiți din questuri și un tick weapon case. Deci, făcând questuri, -ă, mare parte din, uh, din containere o să le primiți și din questuri, dar puteți să le cumpărați de pe flea sau o să faceți trade Cam asta este treaba cu toate containerele din, din joc, sper să nu fi ratat niciunul, mai aveți și aici la Jaeger câteva, vedeți, pentru cel de food and drink și pentru cel de grenaz, vedeți, sunt obiecte care luate la momentul potrivit pe flea market nu costă foarte mult, la fel și aici, astea se și găsesc destul de ușor, deci puteți face trade-ul, în loc să mergeți să plătiți aproape 700 de K, pe uh, acest uh, container Cam asta despre containerle pe care le putem avea Dacă aveți alte întrebări Lăsați un comentariu Lăsați un like dacă v-a fost util acest video Și vă mulțumesc pentru Cei care sunteți alături de mine Have fun, băieți!